33.000 de elevi vor primi zilnic acest fruct. 5 firme și-au depus ofertele la licitația organizată de Consiliul Județean Gorj în vederea distribuirii merelor elevilor în școli pentru anul 2014. Contractul a fost încheiat în data de 21.03.2014, astfel că în data de 24.03.2014 a început derularea acestuia, constând în distribuirea merelor în școli. Primesc mere, astfel în tot județul, un număr total de elevi de 33.000. Vorbim despre elevii de la clasa pregătitoare până la clasa 8-a. Firma câștigătoare care va distribui fructele în școli este din Hunedoara. Unitățile școlare trebuie să se aprovizioneze cu mere săptămânal pentru a le pune la dispoziție elevilor fructele necesare pe lângă lapte și corn. Valoarea investiției este de peste 527.000 de lei. Valoarea totală a contractului este de 527.067 lei și până la sfârșitul anului școlar fiecare elev va primi mere. Prețul unitar pe unitate produs este de 0,29 lei fără TVA. Programul care vizează acordarea merelor în școli se desfășoară concomitent cu laptele și cornul și vizează același număr de elevi. La nivelul județului sunt 600 de unități de învățământ.